bucurăm că suntem într-un cadru ca și acesta, în care putem fiecare dintre noi să ne apropiem de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L experimentăm pe Dumnezeu și în viețile noastre să aprofundăm relația cu Dumnezeu. În dimineața aceasta, slujba aceasta, așa cum ați observat și la timpul de rugăciune și la anunțuri, dar și predica, va fi ca o motivare pentru săptămâna viitoare, când biserica noastră va sta înaintea Domnului, fiecare dintre noi cu familiile noastre vom căuta fața Domnului și miercuri, joi și vineri, seara. Aici, unii de la ora 17, alții poate de la ora 19, vom vine aici și împreună, ca și comunitate, ne vom ruga, vom cânta și vom aștepta ca Dumnezeu să se descopere peste biserica noastră. Consider că cel mai motivator pentru noi ar fi să ne gândim la ce a făcut Dumnezeu și ce face Dumnezeu pentru noi. De aceea, în această dimineață, ca și motivație, ca și pregătire pentru viețile noastre spirituale, pentru familie noastră și pentru biserica noastră, aș vrea să vorbesc despre Harul lui Dumnezeu. Eram la grupa de studiu biblic cu tinerii și acolo, în lecția a doua, la studiul Viața Creștină, am găsit câteva referințe la Harul lui Dumnezeu pentru viața de credință. Aș vrea să citim un text din Sfânta Scriptură și apoi să ne apropiem la câteva referiri cu privire la Harul lui Dumnezeu. Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Pagina în Biblie 1173. Tit, capitolul 2, începând cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune în felul următor: căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Harul lui Dumnezeu înseamnă un dar nemeritat, în sensul cel mai general. În sensul special înseamnă favoarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne salva din starea în care ne găseam fiecare dintre noi, oameni pierduți, fără viață, morți din punct de vedere spiritual, oferirea în mod gratuit, viața veșnică, dar și păstrarea într-o relație cu El. Mulți dintre oameni, mulți dintre credincioși sunt de acord că Harul lui Dumnezeu oferă mântuire, salvare și iertarea de păcate în mod gratuit. Dar foarte puțini sunt aceia care recunosc în viața lor proprie că și trăirea este tot prin Harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi scrie lui Tit ca un memento, ca o pagină în care prezintă perspectiva sa de apostol, de mare om al lui Dumnezeu, cu privire la lucrare, la slujire și la relația cu Dumnezeu. Și în centrul acestei epistole pe care o scrie către Tit, copilul lui în credință, așează Harul lui Dumnezeu. După ce îl prezintă identitatea sa, roba lui Dumnezeu, în capitolul 1, versetul 1, și apostola lui Iisus Hristos, apoi prezintă ce trebuie să facă un apostol și care este motivația slujirii sale, la versetul 4, spre sfârșitul versetului 4 din capitolul 1, spune: har și pace de la Dumnezeu, Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Apoi prezintă lucrarea pe care Tit trebuia să o facă în Creta și unitatea pe care trebuia să o așeze în biserică între diferite categorii sociale.
în capitolul 2, versetul 11, face din nou referire la harul lui Dumnezeu și textul pe care noi l-am citit, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Apoi, spre sfârșitul capitolului 3, versetul 15, ultima parte, harul să fie cu voi cu toți. Amin. De fapt, așa și încheie Apostolul Pavel fiecare epistolă. Toate epistolele pe care Apostolul Pavel le scrie în Noul Testament se încheie cu această referire la harul Domnului Iisus Hristos, spunând, harul să fie cu voi cu toți. Amin. În versetul 11 din capitolul 2, Apostolul Pavel spune, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Aici Apostolul Pavel vorbește despre harul lui Dumnezeu ca un har mântuitor, ca un har care aduce salvare, ca un har care rezolvă problema cea mai mare a noastră, a oamenilor, și anume despărțirea de Dumnezeu și nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Creatorul sufletelor noastre. Apoi în versetul 12, Apostolul Pavel spune că tot harul lui Dumnezeu este acela care ne învață cum să trăim. Și ne spune că ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Iar în al treilea rând, versetul 13, harul are și o perspectivă asupra viitorului, o focalizare pe realitățile eterne, și anume adevărul acesta că Iisus Hristos se va întoarce. Și lucrul acesta, tot harul, o face în viețile credincioșilor. Avem noțiunea de trecut, prezent și viitor. Harul care aduce mântuire, harul care ne învață și tot harul care ne face să așteptăm revenirea Domnului nostru Iisus în glorie. Oare câți dintre noi îl mai așteptăm pe Hristos? Semnele care sunt astăzi în lume arată că Hristos este aproape. Hristos este chiar la uși. De aceea, biserica noastră este chemată săptămâna viitoare să se apropie de Dumnezeu, să se focalizeze pe ceea ce Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi și să ne aducem aminte că noi mai avem o cetățenie și cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Iisus Hristos să se întoarcă. De prea puține ori ne gândim la lucrurile acestea, suntem focalizați pe ceea ce trebuie să facem, responsabilitățile pe care le avem fiecare dintre noi și uităm că cetățenia noastră este în ceruri și acolo avem un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Haideți câteva cuvinte să vorbim despre harul care aduce mântuire. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Și acest har care aduce mântuire pentru toți oamenii vine numai prin Iisus Hristos. Apostolul Petru spune în Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12, când are acea frumoasă predică, imediat după ce este evenimentul Cinzecimea sau Rusaliile, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este o frază foarte strictă, îngustă, care exclude orice altă formă de mântuire a sufletului omului. Și sigur că de-a lungul secolelor omul a născocit multe alte forme ca să ajungă la salvarea sufletului. Nici Buddha, nici Confucius, nici Smith, nici Ellen White, nici vreun turn de veche sau vreun profet care astăzi se așează pe mass media, fratele Frank, dacă ați auzit despre el. Nu, ci cuvântul lui Dumnezeu spune că nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Este harul care a venit, harul mântuirii, prin Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 3, versetul 23 și 24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și continuă Apostolul Pavel, versetul 24, și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Dacă ar fi cu plată, n-ar mai fi har.
De aceea, mântuirea sufletului omului este prin harul lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel scrie lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dumnezeu se descoperă oamenilor în multe feluri și vorbește, când într-un fel, când într-altul. Numai omul să ia seama. Dumnezeu se descoperă omului prin natură. Și modul de revelație a lui Dumnezeu pentru oameni este în natură. Când privești peisajul de toamnă, maestatea aceasta a peisajelor de toamnă, atunci când mergem la munte, sau peisajele de iarnă, urmează să vină iarna. Vezi frumusețea lui Dumnezeu și descoperi acolo că natura are un creator. Dumnezeu ne vorbește prin natură. Dar Dumnezeu continuă să ne vorbească nu numai prin natură, ci și prin istorie, de-a lungul veacurilor. Dumnezeu s-a descoperit prin istorie, El este acela care dirigează istoria. Dumnezeu este în istorie, El ridică pe cine vrea și coboară pe cine vrea. Dacă ne uităm în mod specific la istoria poporului Israel, avem vedeniile lui Daniel ca fiind mesaje de la Dumnezeu pentru cursul istoriei. Dumnezeu hotărăște istoria, Dumnezeu hotărăște cine să vină la conducerea popoarelor, pentru că El are o țintă și ținta lui Dumnezeu în istorie este ca planurile Lui să se împlinească. Dar Dumnezeu se descoperă și în conștiință, în gândirea omului. Gândirea aceea rațională a omului prin care îl poate cunoaște pe Dumnezeu și ne dăm seama că El există și că și suntem chemați să credem în El, că El este și că răsplătește pe Cel care îl caută. Dar Dumnezeu se descoperă și în cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu este insuflat de Dumnezeu ca să ne învețe despre Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și în ultimul rând, Dumnezeu se descoperă prin Fiul Său, Iisus Hristos. La sfârșitul vremurilor, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Prin natură, oricât ne-ar vorbi Dumnezeu despre Sine, nu putem să ajungem la mântuire. Prin istorie, oricât de mult ne-ar vorbi Dumnezeu despre planurile Lui, omul nu poate ajunge la mântuire. Ci Cel care arată mântuirea omului, Cel care descoperă mântuirea omului, este doar Fiul Său, Iisus Hristos. Hristos este ținta revelației, Hristos este ținta descoperirilor, pentru că El este acela care a adus mântuire pentru om și ne-a putut elibera de păcate și prin lumina lui Hristos putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ioan capitolul 1, versetul 17 spune că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dragii mei, harul nu poate fi despărțit de Hristos. Dacă nu-L avem pe Hristos, nu avem harul. Putem să ne numim cât cum vrem. Putem să ne credem oricât de deștepți și înțelepți am fi. Fără Hristos, totul este un gunoi. Fără Hristos, nimic nu are valoare. De aceea, cine l-are pe Hristos, are harul lui Dumnezeu. Acesta este harul lui Dumnezeu. Din omul acela pierdut, atunci când Hristos ne-a găsit, ne face să fim moștenitori ai slavei, ai gloriei pe care Dumnezeu vrea să o împartă și cu noi, oamenii. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și acesta este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Paul Eschleman este directorul, a fost o perioadă de timp, de vreo 25 de ani, directorul de la Campus Crusade for Christ pentru proiecția filmului Iisus. Am lucrat și eu în județul Galați cu filmul Iisus imediat după Revoluție. Filmul acesta a fost difuzat în multe localități din județul Galați, dar și în orașul nostru de mai multe ori. Chiar atunci când biserica noastră a luat ființă,
în anul 1999, când s-a montat cortul ca loc de întâlnire a bisericii, chiar cu proiecția filmului Iisus au început activitățile din biserica noastră. Acest bărbat, Paul Eșleman, povestește despre o întâmplare mișcătoare din experiențele avute cu proiecția acestui film Iisus. Spune el, era în Mozambic, într-un lagăr de refugiați, din toate părțile. Veneau refugiați acolo datorită războiului care era în țară și oamenii se refugiau acolo și în lagăr era și o biserică mică de vreo 40 de persoane. Musulmanii fiind mult mai numeroși, au reușit să influențeze oamenii ca să se împotrivească creștinilor, misionarii creștini de multe ori fiind marginalizați de către cei musulmani. În lagărul acela, Eșleman a hotărât să se difuzeze filmul Iisus și l-au prezentat afară. Au venit toți refugiații și s-au uitat la filmul Iisus. În momentul în care în film apare scena răstignirii, când Iisus Hristos este așezat pe cruce, africanii au început să plângă. Iar unul dintre ei a strigat, nu! Nu! Nu e vinovat! Nu-l omorâți! Eșleman povestește că s-au ridicat în picioare și au început să facă gălăgie. Au vrut să meargă la ecran, să rupă ecranul, pentru că omul acela era nevinovat, nu trebuia să moară. Au vrut să oprească răstignirea. Dar în momentul acesta de tulburare în care ei s-au răscolit, datorită scenei răstignirii, au început ceva ciudat să se întâmple acolo. Timp de o jumătate de oră, oamenii mergeau unii la alții și își mărturiseau păcatele și se rugau unii pentru alții. Nimeni nu i-a învățat să facă asta. Au mers unii la alții și își mărturiseau păcatele și au făcut-o timp de jumătate de oră, recunoscând că ei erau păcătoși și că trăiau în nelegire. Iisus era nevinovat. După momentul acela în care s-au liniștit, au pornit din nou filmul și urmează scena învierii. Acești oameni care nu au stat liniștiți la răstignire, credeți că au stat liniștiți la înviere? Nu. Ci au reacționat la fel. Când l-au văzut pe Hristos nevinovatul, că iese biruitor din mormânt, au început să strige de bucurie și să se îmbrățișeze unul cu celălalt spunând, e viu, e viu Hristos. Pentru tine a murit și pentru tine a înviat. Acești oameni care au fost învățați împotriva lui Hristos de către misionari musulmani au strigat slăvit să fie Domnul Iisus, că este și al nostru. Și biserica aceea de 40 de oameni în următoarea duminică au fost peste 300. Harul lui Dumnezeu e legat de crucea Domnului Iisus Hristos. Noi nu aveam intrare liberă în templul de la Ierusalim. Noi eram lepădătura omenirii datorită păcatului. Dar am ajuns să fim prin harul lui Dumnezeu moștenitorii gloriei și ai slavei și toate acestea datorită Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Dar acum dacă ne mutăm la versetul 12, harul acesta pe care Dumnezeu îl descoperă în cuvântul Său și care aduce mântuire prin Iisus Hristos, harul acesta ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. De multe ori, după ce venim la Domnul, noi uităm că tot harul lui Dumnezeu este acela care ne învață toate lucrurile. Și ne chinuim să muncim de greu să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără harul lui Dumnezeu, după convertire,
niciodată nu vom putea să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că fie vom ieșua, fie vom reuși într-o oarecare măsură, dar lucrul acela va aduce mândrie în sufletul nostru. Fie vom ajunge să fim ipocriți, pentru că nu vom putea să respectăm tot ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Harul lui Dumnezeu este acela care ne dă puterea în viața noastră să ne ducem viața spirituală cu Domnul și să creștem în asemănarea cu Hristos în caracterul nostru și să putem sluji altora după darul pe care Dumnezeu îl așează în sufletul nostru. Și toate acestea, tot harul lui Dumnezeu le face în sufletele noastre. Pastorul Mihai se ruga despre această luptă pe care se ruga în rugăciunea lui, această luptă pe care Pavel o avea cu privire la sine. Și în Roman capitolul 7 sunt câteva declarații pe care apostolul Pavel le face despre sine, spunând, după ce vede această luptă permanentă, aș vrea să fac binele, dar răul care este lipit de mine nu mă lasă să-l fac. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. În Roman capitolul 7, versetul 24 spune, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iată cine ne va izbăvi. Iată cine va veni în ajutorul nostru să putem să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Cine? Harul lui Dumnezeu. Iar în capitolul 8 continuă spunând că această lucrare a Harului lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o face în inima credinciosului, o face astăzi prin Duhul Sfânt. Roman capitolul 8 continuă apostolul Pavel spunând Acum dar nu este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Iată cine dă îndemnuri în viața credinciosului. Duhul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În versetul 2, Pavel continuă spunând că Duhul este acela care mă izbăvește de legea păcatului și a morții. Apoi în versetul 6, apostolul Pavel spune că Duhul Sfânt este acela care aduce viață și pace. Duhul este acela care ne face să aparținem Lui. Versetul 10. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Duhul este acela care face lucrarea să fim vii și neprihăniți. Versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Duhul este acela care aduce învierea trupului nostru. Versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Dacă dăm pagina și continuăm în Roman capitolul 8, în versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Duhul este cel care dă călăuzire. Duhul este cel care confirmă că suntem fii ai lui Dumnezeu sau copii ai lui Dumnezeu. Versetul 15, ce verset extraordinar. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm cum? Ava, adică Tată. Cine ne face să strigăm Ava, adică Tatăl? Duhul Sfânt. Duhul face această lucrare. Duhul este acela care aduce înfierea și suntem copii ai lui Dumnezeu. Aduce această certitudine în viețile noastre. Haideți să continuăm, pentru că lucrarea Duhului este mult mai complexă și completă în viața credinciosului. Versetul 16 am spus însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.
Versetul 26, un alt verset extraordinar care arată o altă lucrare a Duhului. Și tot astfel și Duhul ce face? Ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Cine face această lucrare? Duhul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, Duhul Sfânt se roagă pentru noi, Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În săptămâna următoare, în care biserica noastră este chemată să stea înaintea Domnului, eu nu fac nimic. E de la film? În săptămâna următoare, în care biserica, toți cât suntem aici, suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu. Vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-L rugăm pe Dumnezeu, să-și reverse Duhul Sfânt peste noi. Să-L reverse în viața ta și în viața mea. Să te scape de păcatul în care te-a adus cel rău. Să te scape de teama aceea care te paralizează atunci când vrei să stai înaintea lui Dumnezeu și sunt lucruri pe care cel rău le aduce în mintea ta ca și prejudecăți. Să nu te lase să-L cauți pe Dumnezeu. Duhul poate să facă această lucrare și nu este lucrarea ta, nu este nici lucrarea comitetului, este lucrarea Duhului Sfânt peste viața omului. Duhul Sfânt face această eliberare de plină, Duhul Sfânt face această convingere de plină, Duhul Sfânt îl descoperă pe Hristos că este neprihănit și a ajuns la Tatăl și mijlocește pentru noi. Duhul Sfânt ne face să aducem o adevărată închinare lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne face să ne supunem unii altora. Duhul Sfânt ne face să dăm socoteală unii altora și Duhul Sfânt ne face să avem o părtășie autentică cu cei credincioși. Dragul meu, săptămâna viitoare dorește să fii umplut cu Duhul Sfânt. Dar nu datorită ție se va întâmpla în viața ta, ci datorită Harului lui Dumnezeu. Nu pentru că noi îl căutăm, nici pentru că noi vrem să postim, nu, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne descopere pe Fiul Său în viețile noastre și să trăim, cum spune El, o viață din belșug, prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta și toți cât suntem aici, miercuri, joi și vineri, să putem veni aici și să stăm înaintea lui Hristos. Doamne, am nevoie de Tine, de Duhul Tău, pentru că am falimentat, am eșuat de multe ori când am vrut prin eforturile mele să merg înainte. Acum vin la Tine și lasă-L pe Duhul Sfânt să-mi dea această putere să trăiesc așa cum vrei Tu. Principalul canal prin care Duhul face această împuternicire este cuvântul lui Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să pretindem că suntem plini de Duhul Sfânt. Cuvântul acesta inspirat al lui Dumnezeu este acela care influențează mințile noastre, sentimentele noastre și voințele noastre. Sufletul omului este influențat de cuvântul lui Dumnezeu. Și în modul acesta putem să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. Dar, ceea ce este trist este că de multe ori noi facem harul lui Dumnezeu să fie zadarnic. Și poate vă întrebați cum. Dacă ne gândim la prima lucrare a harului care aduce mântuire pentru toți oamenii prin Iisus Hristos, putem să facem zadarnic harul lui Hristos prin faptul că nu îl primim. Să-l refuzăm. Să analizezi ce îți oferă Dumnezeu, să te uiți la Hristos, dar să te uiți și la ce îți oferă lumea, la darul lumii care vine împachetat frumos. Și curiozitatea ta este îndreptată mai mult spre darul lumii, să vezi ce este acolo.
Să descoperi ce-ți descoperă lumea, ce-ți oferă lumea. Și în modul acesta putem să facem zadarnic harul lui Hristos, alegând ce ne oferă lumea și respingând ce ne oferă Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Iar în Galateni 2:21 Pavel zice, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. În 1 Corinteni 15:10, care este capitolul de căpătâi al vieții apostolului Pavel, spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost făcut zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Putem face harul să fie zadarnic, să nu-l primim, să-l refuzăm. De atâtea timp auzi cuvântul lui Dumnezeu aici și respingi harul lui Dumnezeu. Respingi ceea ce îți oferă Dumnezeu și spui că mai ai timp. Încă nu ți-ai făcut bine socotelile și mai îndepărtezi momentul acela de a primi harul lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem să facem zadarnic harul lui Dumnezeu și să nu trăim în har. Galatenii au trecut pe aici, au primit harul lui Dumnezeu și apoi s-au îndreptat spre lege să-și continue viața de credință. Mulți dintre noi primim harul lui Dumnezeu și ne îndreptăm spre o lege pe care de multe ori putem să ne facem noi înșine, crezând că este bună ca să trăim în acord cu voia lui Dumnezeu. Și Pavel zice, o, galateni nechipzuiți, cine va fermeca pe voi? Aș vrea să vă întreb, prin lege ați primit voi Duhul sau prin auzirea credinței? În al treilea rând, putem să facem zadarnic harul lui Dumnezeu prin faptul că îl ținem numai pentru noi. Harul trebuie împrăștiat. Când este cu adevărat în viața unui om, el nu îl ține numai pentru sine, ci îl oferă și altora. George Sweeting, de la Institutul Moody, Institutul Biblic Moody din Statele Unite, a fost președinte 16 ani acolo și povestește cum bunicul lui făcea reclamă la pâinea pe care o fabrica, la fabrica lui, fiind brutar. Știți care era metoda lui? Nu erau ziare prin care să poată face reclame atunci, ci bunicul, spune George, deschidea ușa la brutărie când era pâinea gata. Și toată strada se umplea de mirosul pâinii și oamenii știau, Sweeting a făcut pâine. Haidem să mergem să o cumpărăm. Lasă ușa deschisă să iasă mirosul pâinii. Mirosul pâinii din cer, acea mană binecuvântată pe care noi, în care noi ne hrănim, și să știe lumea că în familia ta răscumpărată este pâine. Lasă-o să o vadă și alții. Dar știți că de multe ori atunci când deschidem ușa, de acolo din familie noastră se aud țipăte, strigăte și urlete. Mai bine ține ușa închisă. Ce fel de vorbire trebuie să fie între noi? Spune Sfânta Scriptură, o vorbire cu har și dreasă cu sare. O vorbire duhovnicească. Când se întâlnesc doi creștini, despre ce vorbesc ei?
De prea puține ori se întâmplă ca acei creștini măcar să amintească despre Dumnezeu în discuția lor și vorbesc despre toate. Sau când auzi pe colegul tău de la muncă că își bate joc de Dumnezeu, ai tu curaj să-l confrunți? Când el vorbește cuvinte urâte la adresa lui Dumnezeu, harul care este în tine nu te lasă, ci vei vorbi și vei spune mărturia ta. Un creștin de la o firmă de aici din Galați, fiind și patron, poți să închizi că s-a terminat cu pâinea. Acum trebuie noi să o dăm. A avea la un moment dat, are și este încă lucrează la el, un bărbat care atunci când lua salariul, se ducea în primul restaurant, în primul bar și îl consuma pe tot și pleca de acolo beat. De fapt, trebuia să fie dus acasă de alții. Tot salariul îl consuma imediat după ce el îl lua în ziua respectivă. Și s-au întrebat, mă rog, acești doi frați, ce să facă cu el, cum să-l ajute. Și au zis, măi, Vasile, Dumnezeu te poate elibera de alcool. Uite, ne vom ruga și noi pentru tine. Dar roagă-te și tu lui Hristos să te elibereze de acest viciu din viața ta. Povestește el că într-o zi, la pauza de masă, fiind într-un șantier, s-a retras în construcția respectivă, într-o cameră și a zis așa, bărbatul acesta, Doamne, dacă Tu existi așa cum spun oamenii aceștia și Tu vrei și poți să mă eliberezi și pe mine de alcool, fă-o, te rog, fă să nu mai consum alcool, să-mi distrug viața și familia mea. Din momentul acela, după acea rugăciune, spune el, că n-a mai pus niciodată dram de alcool în gura lui și în viața lui. A obținut permisul de conducere și acum este om de bază în societatea respectivă. Cine a făcut această lucrare? Harul lui Dumnezeu, revărsat prin Iisus Hristos. Harul acesta care poate fi făcut zadarnic și Dumnezeu ne cere nouă să nu-l facem zadarnic, ci să-L onorăm cu viețile noastre. Și acum încheie două alte observații despre harul lui Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 14, ne se spune că harul s-a mulțit peste măsură de mult, împreună cu credința și cu dragostea care este în Domnul Iisus Hristos. Cât de mult s-a mulțit harul? Apostole Pavel, peste măsură de mult. Cu alte cuvinte, dacă am avea o balanță și într-un taler am pune greutăți, câte am avea noi? Și de partea cealaltă, în talerul celălalt, am pune harul lui Dumnezeu. Nu avem greutăți pe care să le punem aici să fie mai greu decât harul lui Dumnezeu. Atât de mult se mulțește harul lui Dumnezeu. Prin toate greutățile prin care trecem, dragii mei, să nu uităm că harul lui Dumnezeu se înmulțește și este mult mai greu. Este mult mai greu decât orice necaz. Este mult mai greu decât orice încercare. Harul lui Dumnezeu este acela care se înmulțește. Și harul acesta lui Dumnezeu este un har care se înmulțește peste măsură de mult și harul este o minune în al doilea rând. Nu-l putem fabrica. Dacă oamenii l-ar fabrica, ar face imediat har. Dar nu poate fi fabricat pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. O fetiță a auzit într-o seară pe părinții ei că vorbeau într-o cameră alăturată despre faptul că frățiorul lor, fiind bolnav, nu mai are nicio șansă să trăiască. Tatăl a spus, trebuie să ne vindem casa ca să putem oferi copilului nostru o șansă la viață și nici dacă am vinde casa și am merge să plătim la doctor tratamentul respectiv pentru copilul nostru, nu avem garanția că el se va face sănătos. Iar tot tatăl spune, numai o minune îl poate salva pe fiul nostru.
Fetița care auzea din camera cealaltă că numai o minune îl poate salva pe frățiorul ei, s-a dus repede în pușculița ei și a numărat banii pe care i-a avut, pe care i-avea. Număra 10 cenți, 20 de cenți, un dolar, 10 cenți și încă un cent. Un dolar și 11 cenți. I-a pus repede într-o batistuță, a legat batistuța și s-a dus la farmacie. S-a dus să cumpere o minune. La ghișeu, farmacistul era ocupat cu un alt domn, bine îmbrăcat. Fetița ridică mereu mâna ca să fie băgată în seamă, dar ea trecea neobservată. Într-un târziu, farmacistul vede și o întreabă: ce vrei? Domnule, vreau să cumpăr o minune. Cei doi s-au oprit și farmacistul spune: nu avem minune aici. Unde ai auzit tu că se vând minuni la farmacie? Fetița spune: domnule, este singura noastră speranță pentru noi. L-am auzit pe tata spunând că numai o minune îl poate vindeca pe frățiorul meu. Și am adus toți banii pe care i-am. Farmacistul i-a făcut cu ochiul celuilalt domn, luă batistuța și numără banii care erau acolo. Un dolar și 11 cenți. Cu un dolar și 11 cenți, tu crezi că poți să cumperi o minune? Ea răspunde: e tot ce am. Însă domnul care asista la această discuție între farmacist și fetiță o întrebă: despre ce este vorba, fetiță? Și fetița spune: fratele meu este bolnav, îi crește ceva în cap, nu știu. A fost la toate spitalele și am auzit-o pe mama și l-am auzit pe tata spunând că numai o minune îl poate scăpa pe frățiorul meu. Și eu vreau să-l scap pe frățiorul meu și vreau să cumpăr o minune. Du-mă, te rog, la frățiorul tău să-l văd. Și fetița l-a luat pe domnul respectiv, l-a dus acasă, însă domnul acela îmbrăcat bine, care vorbea cu farmacistul, era renumitul chirurg, neurochirurg, Carlon Armstrong, de la o clinică din Minnesota, unul din cei mai vestiți neurochirurgi din lume. Și doctorul spune familiei: dați-mi mie copilul, vreau să-i fac eu operația. Pentru că avea în buzunarul lui batistuța cu un dolar și 11 cenți. Îi face cu ochiul fetiței și merge și face operația băiețelului. După ce trec zilele de operație, după câteva săptămâni, copilul se întoarce acasă sănătos, complet vindecat. Într-o seară, după ce se întâmplă lucrul acesta în familie, fetița auze din nou pe părinți vorbind despre faptul că numai o minune a putut să-l facă sănătos pe fiul lor. Oare cât o fi costat operația? Iar din camera cealaltă, fetița spune: eu știu cât a costat operația. Un dolar și 11 cenți. A costat tot ce am avut. Știți cât a costat minunea Harului lui Dumnezeu? Minunea aceasta care ne scoate tumoarea, care mănâncă mintea omenească? Minunea aceasta care ne așează într-o stare înaintea lui Dumnezeu, așa cum vrea Dumnezeu? L-a costat ce a avut mai scump pe Tatăl din ceruri, pe Fiul Său Iisus Hristos, l-a dat pentru noi, ca să ne răscumpere și să fim cu El toată veșnicia. Când Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 12 să ne lăsăm în mintea noastră schimbați, este un verb folosit acolo, cartacuzino, verb pe care îl folosește Iisus Hristos când vede pe cei doi pescari, frați, că își reparau mrejile, cartacuzino. Dacă ar fi aruncat mrejile în mare, așa cum erau cu găuri în ele, peștii ar fi plecat pe acolo, dar acești doi pescari își cuseau mrejile. Făceau ca să nu existe găuri în mrejile lor. Și Pavel ne spune: cartacuzino și în mintea voastră.
ca mintea omului să fie vindecată, trebuie harul lui Dumnezeu. Ca mintea omului să fie eliberată de tumoare, de păcat, trebuie harul lui Dumnezeu. Ca ființa omului să fie așezată într-o stare potrivită cu voia lui Dumnezeu, trebuie harul lui Dumnezeu. Toate acestea le face harul lui Dumnezeu. Cum vei răspunde la harul lui Dumnezeu? Cum voi răspunde la această favoare pe care Dumnezeu ne-o dă? Să ne numim copii și să trăim cu El. Mulți dintre noi recunoaștem că avem har când suntem păcătoși și când ne vedem că suntem copii, nu mai avem nevoie de har, ba da, avem nevoie de har și să trăim. Cum vom răspunde săptămâna aceasta la această chemare pe care ne face Dumnezeu să cartacuzino, să dregem viețile noastre? Haideți să venim înaintea lui Hristos și să-i mulțumim pentru că a făcut posibilă mântuirea noastră și trăirea noastră în harul lui Dumnezeu. Aș vrea să cântăm ceva acum, la sfârșitul acestei slujbe, după aceea aș vrea să ne rugăm cu toții, răspunzând la harul lui Dumnezeu, la acest dar nemeritat, milă, îndurare, bunătate, dragoste din partea lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm cu toții și să cântăm și apoi să ne rugăm Domnului împreună, mulțumindu-i pentru har și cerând ca acest har să facă o lucrare desăvârșită în viețile noastre și în familiile noastre și în biserica noastră. Haideți să cântăm împreună.